Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această seară l-am alături de mine pe domnul dr. Octav Ginghină, șef lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, medic chirurg specializat în chirurgie oncologică la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței! Bună seara și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre cancerul colorectal și am văzut în statisticile de pe internet că este pe unul dintre primele locuri ca frecvență, ca incidență în ultima perioadă. Ați putea să ne spuneți ce este cancerul colorectal în primul rând? Cancerul colorectal reprezintă practic o sumă de maladii care se referă la tumorile maligne, neoplasmele, care apar la nivelul colonului și al rectului. Practic la intestinul gros și rectul, până la nivelul... Semnul cancerului colorectal este o fundiță albastră pe care am găsit-o pe internet și telespectatorii o vor putea vedea în secundele următoare. Și pe tot parcursul emisiunii ne-am propus să punem această fundiță pe ecran, tocmai pentru că ne dorim ca prin ediția de azi să realizăm așa un demers de informare cu privire la factorii de risc. Poate cei care ne urmăresc vor reuși să își schimbe ceva în viața lor, astfel încât să nu ajungă pacienți cu cancer colorectal. De asemenea, avem și o altă imagine cu colonul, pe care telespectatorii o vor putea vedea. Deci, este vorba despre un cancer al tubului digestiv, al părții inferioare a tubului digestiv. Da, practic e vorba chiar de partea finală a tubului digestiv, e intestinul gros, e zona unde ajunge conținutul intestinal, conținutul digestiv, acolo se absorbe apa și practic se pregătesc materiile fecale care urmează a fi exteriorizate ulterior prin orificiu anal. De ce spunem cancer colorectal? Întotdeauna cuprinde și intestinul gros și rectul sau poate fi situat ori pe intestinul gros, ori pe ultimul segment al tubului digestiv? Intestinul gros în sine reprezintă de fapt colonul și rectul, de aceea ele sunt grupate, reprezintă tumori în general cam de aceeași, cu aceeași proveniență, în general sunt, marea lor majoritate sunt adenocarcinoame, deci tumori care pleacă de la glandele exocrine ale tubului digestiv și tumorile acestea au cam aceeași evoluție și în general cam aceeași prognostic, de aceea sunt grupate atât cele de la nivelul colonului cât și cele de la nivelul rectului. Telespectatorii pot vedea acum colonul și rectul. Practic, noi ne dăm seama de existența colonului în momentul în care avem o colică, da? Sau niște dureri de burtă pe care nu știm exact dacă sunt de la stomac sau din altă cauză. Vreau să vă întreb încă de la început dacă un cancer colorectal doare. Cancerul în general nu doare, este una din marile probleme. Cancerul în general, când începe să doară, este într-un stadiu destul de avansat. În general, sigur că în medicină niciodată nu discutăm despre 100%, niciodată nu discutăm despre alb, despre negru. Lucrurile sunt întotdeauna discutabile, dar în general, în special la un organ ceva mai profund, cum este colonul, ca în momentul în care apar dureri la nivelul respectiv, foarte probabil leziunea respectivă este relativ avansată. Și atunci, cum am putea să descoperim acest cancer colorectal într-un stadiu de început? Toată lumea știe că dacă e descoperit în stadiu de început, cancerul are mai mari șanse de vindecare. Dacă nu doare, ce trebuie să... cum putem să-l descoperim? Cu siguranță, cu cât îl descoperim într-un stadiu mai bun, cu atât prognosticul va fi mai bun. Asta este un lucru foarte bine cunoscut. Șansa de a-l descoperi într-un stadiu incipient vine cel mai bine din screening, din orice formă de investigație pe care și-o face direct asupra colonului, care ar fi colonoscopia. Dar cum ajunge cineva să-și facă o colonoscopie? Aici începe o întreagă discuție. Un pacient care se suspectează, un pacient care are o constipație cronică, care are niște dureri, care așa își face o colonoscopie de control și cu această ocazie își descoperă un cancer de colon. E unul din scenariile, să zic, fericite, pozitive, care din păcate nu este cel cu care ne întâlnim noi cel mai frecvent.
Haideți să aflăm câteva lucruri despre cancerul de colon. Am găsit tot așa pe internet statistici. Este un mediu foarte bun de informare cu privire la statistici și impactul asupra populației. Cancerul de colon este pe locul al doilea în rândul cauzelor de mortalitate prin cancer. Una din 20 de persoane poate face cancer de colon, dar aceste cifre variază și în funcție de alți factori de risc pe care vom discuta în continuare, dar statistic vorbind, una din 20 de persoane e la risc și mai mult de jumătate dintre cazurile noi apar la persoanele cu vârste mai mari de 50 de ani. Și unul dintre factorii de risc, poate ar trebui să-l discutăm pe acest factor pe prima dată, este cel genetic. Dacă în familie mai există o persoană care a avut cancer de colon, atunci riscul de a face cancer este de 3 ori mai mare. În afară de această componentă genetică, pe care putem să o intuim din istoricul familiei, ce alți factori de risc mai există? Cancerul de colon, dacă vă uitați la statistici, este o boală a pacienților din lumea occidentală. Este unul dintre cele mai răspândite cancere, este locul 3 în marea majoritate a țărilor occidentale, ajungând chiar la locul 1 în unele țări. Este direct legat de dieta occidentală, de dieta bogată în grăsimi, de dieta hiperproteică și acest lucru este demonstrat și de faptul că generația a doua de la, sau a treia de la emigranții fie din Orientul depărtat, fie din Africa, țări în care cancerul de colon este extrem de rar sau în care are o frecvență mult redusă față de Europa, datorită modificării dietei acestor persoane, au un risc din nou crescut de cancer de colon, iar după câteva generații el devine similar cu riscul pacienților din vestul Europei. România are o incidență medie față de alte țări occidentale, dar sigur mult crescută față de țările din Orient. Avem cam 28 de cazuri noi la 100 de mii de locuitori. Totuși este un cancer destul de răspândit și este clar că dieta este unul din factori. Dar noi sigur că vorbim de factori etiologici, vorbim de lucruri care pot, care duc spre un cancer, dar niciodată nu știm exact de ce apare un cancer sau de ce a apărut acolo un cancer. Sau lucrurile la acea persoană. Exact, lucrurile astea rămân fără răspuns și în niciun caz nu încercăm să dăm un răspuns pentru că nu-l avem încă. Sunt alte obiceiuri, precum fumatul, implicate în creșterea incidenței acestui tip de cancer? Vorbim vreodată de cancer fără să aducem vorba de fumat? Întotdeauna fumatul sigur că este un factor cancerigen. Dar le spun des și studenților mei, Nu vă ascundeți în spatele fumatului. Doar dacă cineva fumează, nu înseamnă că va avea cancer. Cu siguranță cei care fumează au un risc mai mare de cancer. Cu siguranță din acele carcinogene, unele ajung în tubul digestiv. E firesc atunci cancerul de esofag, cancerul de stomac, dar și cancerul de colon este mult mai frecvent la fumători. Este cu siguranță acest lucru. În același timp, sunt cu siguranță și multe alte cauze care duc la apariția cancerului de colon decât fumatul. Dar categoric, fumătorii sunt la risc crescut pentru cancer de colon. Care este așadar acea dietă atât de îngrozitor de greșită încât conduce la cancer de colon? Spuneați hiperproteică, hiperlipidică, adică foarte multă grăsime, foarte multă carne. De ce ajungem la cancer de colon dacă consumăm aceste produse? Nu ajungem la... Da, există... crește riscul de cancer de colon. Nu ajungem la... Adică e greu de spus. Nu putem da vina pe o dietă pentru cancer. Cancerul pur și simplu apare. Cancerul sunt niște celule care se revoltă. În interiorul nostru avem de-a lungul vieții noastre de fiecare dintre noi de atâtea ori cancer de colon, celule canceroase, pardon. Și iată că numai unele persoane o să facă cancer. Numai unii dintre ei o să fie pacienți de cancer. Unii vor fi în stadii avansate, alții vor fi descoperiți în stadii incipiente. Lucrurile sunt atât de heterogene. Chiar cred că într-o zi când o să spunem cancer, nu o să mai spunem cancer, pentru că ne ferim la mult prea multe lucruri când spunem acest cuvânt. Dar, revenind la discuția noastră, cu siguranță s-a demonstrat că dieta hipercalorică, dieta hiperproteică, toată această dietă săracă în fibre, specifică Occidentului, da? Mâncăm multă carne, mâncăm peste carnea aia, punem brânzeturi, punem asta și lucrurile sunt grase și s-a demonstrat că categoric această dietă are legătură cu cancerul de colon.
dieta românească, friptură cu cartofi prăjiți, ciorbă cu perișoare și la sfârșit desert. Este o dietă... Eu nu știu dacă, nu cred că ciorba de perișoare e așa de toxică, pentru că aduce lichide, și atunci asta deci, este ciorba de perișoare prokinetic e și okay. Nu cred că este așa de rea. Da, nu, mă refeream de toate astea trei, la toate aceste trei feluri la aceeași masă și eventual și cu salată de băf înainte. Da, sigur, dacă vă uitați față de, o, față de, de dieta preponderent vegetariană care, care domină în Orient, că pleci din Orientul Mijlociu și te duci până în Orientul depărtat, unde chiar este predominant vegetarian și cu multe fibre, multe, cu siguranță este o dietă hiperproteică și bogată în lipide, care nu are un efect prokinetic. Colonul nostru va suferi, va trebui să împingă toate aceste alimente din greu și sigur că lucrurile astea sunt demonstrate că în timp sunt un factor de risc. Bun, deci nu, și dacă suntem vegetariani, e posibil să mâncăm incorrect, pentru că putem prepara în așa fel alimentele încât să își piardă fibrele sau să își piardă calitatea de a stimula digestia și eliminarea. Categoric. Eu nu cred că există un răspuns în dietă, dacă o să mâncăm asta, o să scăpăm de cancer, dacă nu o să mâncăm asta, la altă o să scăpăm. Cred că, până la urmă, tot moderația și echilibru sunt soluția. Dar, apropo, că ăsta este subiectul zilei, cancerul de colon, e clar că modul nostru de a ne hrăni în Occident este unul din factorii de risc pentru cancerul de colon. Haideți să vedem dacă sunt simptome pe care le are pacientul mai devreme decât în ultimele stadii. Ceva ce ar putea să-l îngrijoreze, să-l trimită măcar la medicul de familie, dacă nu direct la internist. Sau... Cu sigur, da, nu direct la chirurg, sigur. La chirurg. Cu siguranță. Noi, când dispunem de cancer colorectal, revin, din nou, ne referim la o masă de simptome și la o masă de localizări. Cancerul poate să fie colonul are mai multe segmente, l-ați văzut mai devreme în acea imagine, el urca spre torace și coboară jos până ajunge din nou în rect. Avem colonul ascendent, transvers, descendent, sigmoid și ulterior rectul. Chirurgical și din multe alte puncte de vedere îl împărțim în colonul drept și colonul stâng în funcție de părțile de, dacă vreți, și de jumătatea organismului, dar de fapt în funcție de vascularizație. Pe scurt, colonul drept are un lumen mult mai larg și atunci foarte greu va fi obstruat de o tumoră. O tumoră va determina acolo foarte greu tulburări de tranzit sau astfel de probleme. În schimb, tumora respectivă va sângera mai ușor. Sângerări care vor fi extrem de mici, nu vor fi văzute de pacient sau vor fi sesizate ca hemoragii extrem de mici, cărora pacientul de multe ori nu le va da atenție. De aceea, teoretic, am orice rectoragie, orice sângerare exteriorizată pe cale anală ar trebui investigată. Și de la primul semn, adică dacă o persoană a avut odată o sângerare atunci când a mers la toaletă, trebuie neapărat mers la medic a doua zi? E greu de spus, sigur că lucrurile trebuie văzute în dinamică, nu? Avem, de exemplu, o femeie gravidă care stă foarte mult timp jos și atunci, sigur, că presiunea pelvină crește, poate să aibă niște simpli hemoroizi și atunci nu trimitem o femeie gravidă să facă o colonoscopie. Dar un pacient obișnuit care vine, un pacient peste 50 de ani care a avut o formă de sângerare anală, atunci, sigur, el trebuie să efectueze o colonoscopie și ăsta este și standardul în clinica noastră. Dar un alt test care ne arată aceste lucruri este un test care verifică sângerările oculte. Și orice pacient vârstnic care se prezintă cu anemie de cauză neprecizată, una din întrebări este pe unde pierde acel pacient sânge. Pierde pe undeva sau nu pierde, sigur, poate fi altă cauză, iar dacă pierde, testul pentru sângerări oculte este una din metodele de a verifica dacă are sau nu sângerări la nivelul tubului digestiv și pasul următor, clar, este o colonoscopie, o evaluare completă a colonului. Practic, de la care ar fi traseul pacientului? De la medicul de familie merge la investigații sau merge la medicul internist și internistul descoperă dacă este vorba despre traseul ideal, sigur că acesta este pacientul
află, pacientul prezintă niște simptome, se duce la medicul de familie, medicul de familie îl trimite la un medic internist sau la un medic gastroenterolog, cel mai bine, medicul gastroenterolog îl evaluează complet, sigur că îi face și o investigație imagistică, cea mai bună fiind evident colonoscopia, care vizualizează direct și găsește formațiunea respectivă. Este dureroasă colonoscopia? Astăzi, într-un procent mare de cazuri, această colonoscopie se face cu anestezie. Ea este neplăcută, cu siguranță, și pentru confortul pacientului cel mai bine este să se facă cu sub anestezie. Avem încă o imagine pe care am găsit-o pe internet, evident, că de acolo ne documentăm toți, cei care nu avem manualele de chirurgie, bineînțeles, la dispoziție, și acolo telespectatorii vor putea vedea stadiile cancerului colorectal. De fapt, vor vedea ce înseamnă un stadiu incipient, un stadiu de început în care se poate opera sau trata foarte ușor și cum evoluează în timp. Acum eu vreau să vă întreb dacă există tumori ale intestinului care nu sunt cancere. Cu siguranță sunt tumori benigne, în primul rând, polipi, polipi adenomatoși și sunt tumori care sunt cancere, nu orice tumoră. În această imagine avem un prim stadiu în care este vorba despre o multiplicare anormală, apoi polipii, până la un cancer invaziv. Exact, exact. Și următoarea imagine arată practic cum chiar unde e localizată o astfel de tumoare. Da. Deci asta, acesta ar fi intestinul. Este vechea, o clasificare mai veche aceasta? Da. Dar extrem de sugestivă asupra invaziei tumorii înspre peretele colorectal. Mai există și alte investigații pe care dumneavoastră chirurgii le faceți în momentul în care pacientul este trimis în secția de chirurgie de către internist sau gastroenterolog? Orice cancer trebuie stadializat și pentru stadializarea lui există niște protocoale care sunt destul de bine stabilite. Colonoscopia ne arată imaginea asupra acestui cancer din interiorul tubului digestiv. Pentru a vedea ce se întâmplă în exteriorul tubului digestiv, avem nevoie de o investigație imagistică care să ne arate întreg abdomenul. Și de aceea opțiunea următoare ar fi, sigur, o ecografie în primă fază și ulterior o tomografie abdominală, iar în cazul tumorilor de rect, unde vorbim de țesuturi moi, în special în spațiul subperitoneal, în care trebuie să vedem grăsimea rectului, cât este de invadată sau nu, am alege un RMN de pelvis, ca și investigație imagistică, care să ne arate practic ce se întâmplă în afara tubului digestiv. Colonoscopia arătându-ne ce este în interiorul tubului digestiv. Bun, și practic protocolul terapeutic, adică modul în care dumneavoastră tratați boala, depinde și variază de la pacient la pacient în funcție de stadiul bolii sau celelalte probleme pe care le are pacientul. Există situații în care nu operați? Există situații în care nu operăm. Vă referiți la... La persoane care au un cancer în stadiu incipient și eventual se face o altă terapie, nu știu, radiochimioterapie. Sigur, da. Ne putem referi așa. Există polipi sau există displazii severe, acele stări cum ar fi, care sunt teoretic benigne, dar sunt premaligne, precum și în stadiile extrem de incipiente, când se poate face o terapie endoscopică și un bun endoscopist poate să-ți facă o rezecție chiar până în planul submucoasei, în care să-ți rezece întreaga tumoră și atunci nu e nevoie de o intervenție chirurgicală. Ce se întâmplă în alte situații, când ai o tumoră mică de rect, radioterapia, indicația radioterapiei este strict pentru tumorile de rect. E vorba de tumorile, în special de tumorile de rect mijlociu și inferior. Acolo se face doar radioterapie. Uneori radioterapia este atât de eficientă încât dispare tumora. De-aia noi întotdeauna la început marcăm tumorile respective. Practic zona respectivă de colon se tatuează, dacă vreți. O tumoră mică poate să dispară și să nu mai știe unde este și totuși regiunea respectivă trebuie excizată. Avem
o surpriză pentru telespectatori și ascultătorii. Avem o corespondență cu Hospice Casa Speranței, cu doamna Mihaela Ioanițaia, coordonatoarea inițiativelor comunitare, cu care vom vorbi despre rolul instituțiilor de tip hospice în gestionarea pacienților cu cancer colorectal acum în special. Și de fapt ei sunt partenerii dumneavoastră, fiindcă fac o parte a tratamentului pe care pacienții îl necesită. Haideți să vorbim așadar cu doamna Mihaela Ioanițaia. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Bună seara, bună seara. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, chiar prin telefon. Spuneți-ne, din momentul în care se pune diagnosticul de cancer, pot apela și la dumneavoastră în paralel cu tratamentul medical recomandat de medicul gastroenterolog? Sigur că da, avem și pacienți care încă urmează un tratament curativ. Aceștia de obicei vin pentru a se informa, dar și pentru a participa la centrul de zi, pe care îl avem în București și în Brașov, pentru pacienți adulți cu cancer de diverse tipuri, care aleg să nu fie singuri acasă, ci să socializeze cu alți pacienți într-un mediu în care avem terapie ocupațională, posibilitatea de a pune întrebări unui psiholog sau consilier spiritual. Oferiți și consiliere psihologică? Și consiliere psihologică și asistență socială. Noi de obicei asociem conceptul de hospice cu sfârșitul vieții. Dumneavoastră înțeleg că oferiți susținere psihologică și informațională chiar din momentul diagnosticului. Exact. Este într-adevăr o concepție care s-a format despre ideea de hospice, ca fi pentru pacienți în stadiu terminal. Însă ceea ce noi ne dorim să facem este să intrăm în contact cu pacientul din momentul în care este diagnosticat, pentru a-l susține pe el și pe membrii familiei cât de mult este necesar. Și pe partea de servicii medicale, dar și social și psihologic, și în toate modurile în care familia are nevoie de susținere. După intervenția chirurgicală, pentru că noi astăzi vorbim despre cancerul colorectal și despre tratamentul chirurgical, în ce mod puteți ajuta dumneavoastră familia și pacientul? Majoritatea pacienților care ne contactează își doresc și au nevoie de îngrijiri la domiciliu. Aceștia fiind cea mai mare parte pacienți la care tratamentul nu mai dă rezultatele dorite. Și intervențiile pe care noi le facem, în general, sunt pentru a ameliora anumite simptome, în special durerea fizică, dar și altele, precum starea de greață, de exemplu. Și fie că îngrijirea se oferă acasă, fie că se face prin internare în unitatea cu paturi, pacientul primește îngrijirea sociomedicală de care are nevoie conform unui plan personalizat, care se stabilește la momentul în care, după ce se programează și își trimite dosarul medical, se stabilește împreună cu medicii noștri care sunt cele mai bune moduri de a-l sprijini. Avem servicii gratuite, asta este un lucru foarte important, nu percepem costuri pentru pacienții pe care îi avem în evidență, având unitate cu paturi și în Brașov și în București și echipe mobile care merg acasă la pacienți sau în unele spitale acolo unde suntem solicitați. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Ioanițaia, că ați fost alături de noi. Iată Mersi. Că chirurgii și oncologii au în dumneavoastră un ajutor foarte important și vă mulțumim că vă luptați să fiți alături de acești pacienți care au atât de mare nevoie și încă sunteți alături de ei în mod gratuit. A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, Mihaela Ioanițaia, coordonator inițiative comunitare la Hospice Casa Speranței. Iată așadar că deși în multe spitale din România nu există servicii psihologice, de exemplu, special pentru bolnavii de cancer sau serviciile pe care le poate oferi sistemul sanitar nu sunt suficient de bine dezvoltate, există fundații care vin în ajutorul pacientului pentru că presupun că este un diagnostic care înspăimântă pe multă lume. Așa este, cred că
pe toată lumea înspăimântă acest diagnostic. Lucrurile astăzi sunt mult diferite. Pentru că azi vorbim de cancerul colorectal, trebuie să spun că noi astăzi ce vedem cel mai mult sau cu ce ne luptăm noi cel mai mult, pentru că suntem în centru de chirurgie oncologică și atunci vin cazuri ceva mai dificile. Noi vedem mult cancer colorectal în stadiu 4, deci cu metastaze hepatice avansat, și reușim să le tratăm, reușim să rezecăm metastazele, reușim să creștem speranța de viață, reușim să creștem supraviețuirea, tocmai pentru că astăzi în cancerul colorectal chimioterapia este extrem de eficientă. Astăzi discutăm în oncologie în special de echipe. Nu mai este astăzi chirurgul singur care străbate marea cu o barcă și reușește la unele cazuri să ducă pacientul la mal. Astăzi discutăm de echipe formate împreună cu radioterapeut, cu un medic oncolog, în care discutăm toate cazurile, în care luăm niște decizii multidisciplinare, astfel încât putem să stabilim exact care e momentul cel mai bun. Începem cu chimioterapie, începem cu chirurgie, ajungem la radioterapie, trecem la chirurgie, lucrurile astea se succed într-o ordine și uite că astăzi reușim să facem. Și rezultatele chirurgiei se sprijină pe succesul chimioterapiei în cancerul colorectal, în care lucrurile merg din ce în ce mai bine. De ce? Sau cum s-a ajuns ca această etapă a tratamentului, chimioterapia, să fie atât de eficientă? Există niște medicamente care sunt specifice pentru acest cancer? Există, categoric. Chimioterapice, pur și simplu cancerul colorectal este sensibil la chimioterapice și există într-adevăr multă terapie țintită, adică anticorpi monoclonali, cum este de exemplu bevacizumabul, care sunt inhibitori de factori de creștere de angiogenic, și atunci lucrurile acestea sunt mult mai eficiente și putem ataca și leziunile metastatice cu ajutorul acestui tratament. Ce vă spun este faptul că acest tratament, pentru că eu cred în chimioterapie și încurajez pacienții să urmeze chimioterapie, în special în cancerul colorectal, unde, v-am spus, eficiența este dovedită. Ce se sprijină însă este chirurgia, evident, ca și chirurg. N-o să vă spun decât că chirurgia este cea care poate să ducă într-o zi ca pacientul să fie într-o stare de disease free, pacientul respectiv să fie vindecat. Este o realitate. Să știți că nu doar chirurgii care vin la această emisiune spun lucrul ăsta, și alți medici. Deci nu poți să îți propui să tratezi un pacient în timp ce tumoarea rămâne acolo. Da. Mai ales în stadii avansate. Există pacienți care însă, după ce au beneficiat de această intervenție chirurgicală, refuză chimioterapia. Așa este. Pentru că nu vor să ia medicamente. Așa este. Ce se întâmplă în cazul ăsta? Această căutare de neoprit a dietei perfecte, a alimentului care ne va vindeca de cancer, a unui tip special de apă care ne va vindeca, sau toată această nebunie nu ajută de fapt la nimic. Tratamentul chimioterapic este cel care ajută, care e demonstrat că ajută, care e dovedit că ajută. Ce înseamnă că e dovedit că ajută? Pentru că, de exemplu, un vindecător din acesta aduce 3 mărturii pe internet pe care nici nu știi dacă să le crezi sau nu, pentru că nu ai o dovadă clară, și oamenii îl cred și se duc. Iar medicii care vin cu 20-30 de ani de studii clinice făcute pe milioane de pacienți de acum nu sunt crezuți. Ce înseamnă dovadă din punct de vedere medical? Adică cum poți să spui s-a dovedit? Adică statistic, noi tratamentul avem statistici ăsta? Nu pe mii, pe sute de mii, pe milioane de pacienți. Avem statistici care arată un anumit lucru. Și dacă este statistica întotdeauna real pentru oricine că exemplu personal și exemplu persoanelor din jur este mai puternic asupra fiecăruia dintre noi decât o statistică. Este o chestie, un paradox, dar este un lucru real. Așa este. Sunt oameni care nu vor face chimioterapie pentru că o vecină a făcut chimioterapie și nu i-a fost bine. Și sunt foarte greu de convins acești oameni. Dar apropo de ce discutam mai devreme și de Fundația Hospice și de toate lucrurile astea, este greu să faci chimioterapie. Asta este un lucru clar. Și este foarte greu să ai cancer. Oamenii ăștia sunt singuri. Oamenii ăștia, sigur, au suport familial, mulți dintre ei, sigur că au oameni alături, dar, de fapt,
ești singur. Când vine noaptea și toată lumea doarme, tu ești singur cu gândurile tale. Și nu o să dormi bine, pentru că faci tot felul de terapii. Nu o să dormi bine, pentru că a doua zi te operezi. Nu o să dormi bine, pentru că ai fost operat și ai dureri. Astea sunt lucruri greu de tolerat. Oamenii ăștia trebuie susținuți și este foarte greu. De asta mulți pacienți renunță, pleacă din programele oncologice. De asta discursul nostru, de asta lupta noastră este de a-i ține în aceste programe oncologice. Pentru că, sigur, noi îi ajutăm și de multe ori vin la chirurg în situații disperate și atunci acceptă chirurgia și se operează și ăla e un moment, e ca un hop. Dar aia este cursa de 100 de metri care, sigur, ia toată atenția la o olimpiadă. Maratonul este cel greu de dus și ăla te duce la vindecare și e mult mai dificil. În orice caz, este o veste foarte bună că la noi în țară există ceea ce vedeam în urmă cu câțiva ani în spitalele din străinătate, respectiv grupuri de lucru interdisciplinare, comisii interdisciplinare în care se discută cazul și se alege cea mai bună metodă terapeutică și tot ce pot eu să vă spun, doamnelor și domnilor, este că ar trebui să avem cu toți încredere în medicii care au făcut 6 ani de facultate, 5 ani de rezidențiat și încă mulți ani după aceea de studiu și educație medicală continuă, tocmai pentru a găsi cea mai bună soluție pentru fiecare pacient în parte. În ultimele 2 minute, ce ar trebui să facem pentru a preveni apariția cancerului colorectal? Dacă suntem sănătoși. Da. Să mâncăm bine. Fibre, adică. Da, și fibre. Să mâncăm echilibrat, eu asta cred. Să facem mișcare. Sedentarismul este altă cauză. Avem un studiu recent din 2016 pe 1.400.000 de cazuri în care se arată că sportul scade riscul la marea majoritate a tipurilor de cancer. Avem un alt studiu pe sute de mii de pacienți care arată că la pacienții care au cancer deja diagnosticat, sportul duce la creșterea supraviețuirii. Sunt lucruri impresionante și clare. Eu cred că... Și la medic să mergem când? Când ne doare ceva? Normal ar trebui să existe un program de screening, astfel încât toți pacienții peste 50 de ani să vină și să facă o evaluare medicală și la un moment dat o colonoscopie. Dintre cei care ne urmăresc, sunt multe persoane care au peste 50 de ani. Ar trebui ca după această emisiune să încerce să meargă în următoarele luni la medicul de familie și să discute cu acesta ce ar trebui să facă pentru prevenirea cancerului de colon. Sigur, sigur. Să meargă la medicul de familie, să meargă la medicul specialist, să vină undeva, să facă ceva în direcția asta dacă se suspectează, dacă au probleme și sigur, dacă au rude de gradul întâi, dacă au peste 50 de ani, să se autoevalueze și să se controleze în această direcție. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre aceste probleme oncologice care pot fi prevenite dacă facem niște schimbări, poate nu chiar așa uriașe, și care, dacă sunt făcute, ne oferă o viață mai bună. Doamnelor și domnilor, așa cum ați aflat, la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan există o secție, un centru de chirurgie oncologică. A fost alături de noi domnul șef lucrări, dr. Octav Ginghină, medic-chirurg. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere! La revedere!